Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți pune la dispoziția persoanelor interesate noi locuri de muncă. Începând de astăzi, sunt disponibile peste 100 de oferte de serviciu. Diferite domenii de muncă îi așteaptă pe mehedințenii interesați să-și găsească locul de muncă potrivit. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți pune la dispoziția persoanelor interesate un număr de 105 locuri de muncă declarate vacante de către mai mulți angajatori din județul nostru la data de astăzi, 12 februarie, după cum urmează. Ajutor de bucătar 1, administrator 1, agent de vânzări 1, agent de securitate 4, administrator imobile 1, bucătar 1, contabil 1 loc, coafor 1, cameristă 3, dispecer 1, dulgher 6, economist 1, electrician 1, firar betonist 3, finisori interioare 5, femeie de serviciu 1 loc, gestionar 1 loc, inginer electromecanic 1 loc, inginer mecanic 1 loc, instalator tehnico-sanitar 1, lucrător room service 2, lăcătuș mecanic 1 loc, lăcătuș construcții metalice 4, lăcătuș mecanic de întreținere 1, laborant 1, lucrător comercial 3, manager turism 1 loc, măcelar 1, mecanic de utilaje 1, mecanic auto 2, mașinist tifronist 2, manipulant mărfuri 2 locuri, muncitor necalificat pentru vopsitorie 5, muncitor necalificat în alte domenii de activitate 5, necalificat în construcții 2, muncitor necalificat în agricultură 1, mașinist mașini mecanică ușoară și grea un loc, operator fabricare mezeluri 1, operator fabricare nutrețuri 1, operator calculator 1, șofer 5, supraveghetor hotel 2, sablator 3, spălător auto 2, stivuitorist 2, sudor 1, tubulator naval 1, tâmplar universal 2, vopsitor în lemn 1, vânzător 2 locuri și 5 locuri pentru cei care au calificarea de vopsitor industrial și alte 5 locuri pentru cei care au calificarea de zidar. Locurile de muncă sunt diversificate, fiind suficient de multe și pentru muncitorii necalificați. Aceste oferte sunt afișate la avizierul Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți.